Conflictul diplomatic dintre Rusia și Statele Unite se acutizează ca răspuns al expulzării mai multor diplomații ruși din SUA și guvernul de la Moscova a anunțat că personalul ambasadei Statelor Unite din capitala Rusiei se va întoarce acasă. Rusia a recunoscut că a ordonat personalului ambasadei Statelor Unite care se află la Moscova de mai mult de trei ani să se întoarcă acasă până la 31 ianuarie 2022. Măsura este privită ca una de represalii pentru ceea ce Moscova a declarat că a fost o decizie a Statelor Unite de a limita mandatele diplomaților ruși. Cea mai recentă dispută diplomatică escaladează astfel după ce ambasadorul Rusiei în Statele Unite a declarat săptămâna trecută că 27 de diplomați ruși și familiile lor au fost fost expulzați în Statele Unite, urmând a părăsi teritoriul american până la 30 ianuarie 2022. Rusia spune că noile decizii ale Statelor Unite înseamnă că diplomații ruși care au fost forțați să părăsească Statele Unite ale Americii au primit de asemenea interdicția de a lucra ca diplomați în Statele Unite timp de trei ani. Aceasta este ultima reprezentanță operațională a Statelor Unite ale Americii în Rusia, după ce consulatele Statelor Unite din Vladivostok și Ekaterinburg au fost închise. În ultimii patru ani, numărul angajaților ambasadei Statelor Unite la Moscova s-a redus de la aproximativ 1200 la 120 de angajați.